Președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, a prezentat utilajele pregătite să intervină în sezonul rece 2020-2021. Utilajele Direcției Județene de Drumuri și Poduri Călăraș sunt gata să intervină pentru lucrările de dezăpezire. Astăzi vom face inspecția utilajelor de dezăpezire care vor acționa în iarna anului 2020-2021. Știu că sunt 58 de utilaje pregătite, 56 de utilaje pregătite pentru să intervină pe drumurile județene din județul Călăraș. Avem deja 7 autofreze, tot ce vedeți aici e un parc nou. În cei 4 ani pe care i-am avut ca președinte, am încercat să vin cu modernizarea parcului de utilaje. Aici îl avem complice pe Marius Militaru, pe Mirela, pe Raul, sunt cei care au fost complice să putem să reușim această modernizare, să e o modernizare făcută cu bani puțini, bani pe care noi am considerat că trebuie să-i folosim eficient, au fost luate de la diverse licitații din Europa și uitați că astăzi putem să spunem că avem 28 de utilaje proprii, iar 28 de utilaje sunt închiriate pe drumurile care sunt pe Fundulea, pe Oltenița și alte drumuri județene, ca să putem să acoperim într-un timp scurt toate drumurile care vor fi, să spunem, sub amenințarea de pod galben, roșu, portocaliu sau care vor fi, să spunem, intervențiile pe drumuri județene. Avem și material antiderapant prezente pe punctele de lucru, 1200 de tone, jumate sare, jumate nisip. Sunt, să spunem, obligațiile pe care le-am luat față de cetățenii județului Călăraș, acolo unde localitățile sunt străbătute de drumuri județene, că intervenim într-un timp record ca să putem să facem practicabil drumul. Dacă va fi polei, dacă va fi zăpadă, noi suntem capabili astăzi să intervenim și să ținem în funcțiune circulația pe drumurile județene și să nu avem nicio reclamație care să ne pună în situația în care să nu ne facem datoria față de administrațiile locale care au în subordine drumul județene. Aici, dacă doamna director poate să completeze, domnule vicepreședinte. Utilajele sunt dispersate pe 5 baze la nivel de județ. Sunt estimați undeva la 530 de kilometri care vor fi acoperiți cu acționarea pe dezăpezire și materialul antiderapant deja a fost dus pe punctele de sprijin. Noi suntem pregătiți. Așteptăm zăpada. Da. Domnule vice, sunteți cel care asigurați bugetul pentru drumul județene, fiind responsabil de Consiliul Județean, cel care are direcția tehnică aici pe domnul Geană, care a fost, să spunem, complicele dotărilor și investițiilor pe care le-a făcut Consiliul Județean în ultimii 4 ani de zile? Da, deci am aprobat, prin adunarea, am aprobat adiționarea unor noi utilaje, prin aprobând lista de investiții și bugetul de venituri și cheltuieli al societății și astfel parcul auto s-a întregit și sperăm că vom face treabă bună iarna asta să nu avem probleme cu dezăpezire. Dacă aș da timp înapoi, decât cele de acolo, cele mai bătrâne, le aveam în dotare ca freze și acum uitați-vă că sunt în 4 ani de zile, sunt în 2 freze, mai avem încă 5 freze luate, iar vor veni încă 2 achiziții noi, da. 2 cu turbojet, 2 lame cu perie de mătura zăpada. Da. Da? Încercăm să fim cât mai performanți și să arătăm că se poate face în administrație performanță și tot ce înseamnă intervenția pe drumul județene să fie făcută rapid. Cred că cele mai performante utilajează din cele 2 freze luate anul trecut. Aceste 2 freze sunt luate din aeroportul din Viena. Ele deserveau, cred că au ca și funcționare câteva sute de ore de funcționare, n-au avut intervenții pe aeroport, iar noi vreau să spun că am intervenit anul trecut cu ele și am rămas surprins de performanța pe care aceste utilaje o au. Da, e minunat când ai cu ce să faci treabă, e minunat că putem să spunem că intervenim și rezolvăm problemele acolo unde suntem chemați și ca ele vor mai veni și alte utilaje. Cred că există un plan de dezvoltare la drumul județene. Aici Marius Militaru e cel care
a venit și a adus plusul de valoare pe care societatea l-avea, să nu rămânem cantonați într-o zonă de izolare și să nu putem să facem față competiției pe care cu toții trebuie să o înțelegem. Și societatea pe acțiune trebuie să facă profit. Această societate, prin contractul de management pe care îl avem cu doamna director, e un contract în care e liber să ia decizii, dar aceste decizii să vină și cu profit pentru Consiliul Județean și să asigure și siguranța pe drumurile publice din județul Călăraș. Aceste două lucruri trebuie să se îmbine și să aducă, să spunem, o siguranță că banul e cheltuit eficient și cetățeanul circulă în siguranță pe drumurile județene.